Poliția română caută doi nemțeni. Aceștia sunt trecuți la categoria cei mai căutați infractori. Pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române, la secțiunea dedicată persoanelor condamnate care se sustrag executării pedepselor, sunt înscrise și numele a doi cetățeni ai județului Neamț. Liu Jianfeng, născut în China, dar cu ultimul domiciliu cunoscut în Târgu Neamț, este unul dintre cei mai căutați nemțeni de către poliția română, care îi publică fotografia și câteva date la rubrica Most Wanted. Dacă va fi găsit și va fi pus la dispoziția autorităților din țara noastră, Liu Jianfeng va avea de executat o pedapsă cu închisoarea la care a fost condamnat pentru prostituție și proxenetism, trafic de minori în formă continuată, pornografie infantilă prin sisteme informatice și trafic de persoane. Pe aceeași listă a poliției române se mai regăsește un singur nemțean. Este vorba despre Ion Chița, născut în Pipirig la data de 28 ianuarie 1967, care în noaptea de 19 spre 20 aprilie 2000 a ucis un bărbat în vârstă de 48 de ani, care se afla în transhumanță cu oile pe teritoriul județului Hunedoara. Pentru această faptă, instanța l-a condamnat la 18 ani de închisoare, dar poliția îl caută și acum. Un al treilea nemțean este căutat de Interpol din 2013. Poliția internațională îl caută pe Zakaria Zakăr, născut la data de 14 septembrie 1939 la Roman, pentru autoritățile judiciare din România, care l-au condamnat pentru înșelăciune și spălare de bani. Ultimul domiciliu cunoscut al acestuia a fost București. Zakaria, fostul consul onorific al României la Ierusalim, este urmărit de Interpol după ce a înșelat mai mulți patroni români și străini.